Odată cu intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor în luna septembrie, pensionarii care au rezidența în străinătate au obligația de a demonstra că trăiesc de două ori pe an, nu doar o singură dată, cum prevede legea actuală. Din fericire, pensionarii nu vor fi obligați să facă naveta între state, deoarece respectivele certificate de viață pot fi transmise online sau prin orice mijloc de comunicare, după ce sunt atestate de notar sau orice instituție abilitată în acest sens. Potrivit datelor oficiale, în evidențele Casei Județene de Pensii Hunedoara sunt 1283 de pensionari hunedoreni cu rezidența în străinătate, care trebuie să trimită certificatul de viață până la sfârșitul lunii septembrie. În caz contrar, riscă să rămână fără pensia pe luna august. La nivelul județului Hunedoara avem în plată un număr de 1283 de pensionari, de beneficiari nerezidenți care încasează drepturile cuvenite din sistemul public de pensie ca urmare a prezentării unui certificat de viață. Până acum, legea prevedea obligativitatea de certificat anual. Odată cu intrarea în vigoare a legii 360 din 2023, lucrurile se vor schimba începând cu 1 septembrie, astfel că acești beneficiari nerezidenți aflați în plată vor avea obligația de a transmite certificatul de viață semestrial, de data aceasta din propria inițiativă, până cel târziu la data de 31 martie, respectiv 30 septembrie a fiecărui an. În situația în care beneficiarul nostru nu se va încadra în aceste termene, plata pensiei urmează să fie sistată, urmând a fi reluată în momentul în care pensionarul sau beneficiarul prezintă totuși acest document Casei Teritoriale de Pensii. Modelul acestui certificat a fost reglementat printr-un ordin al președintelui Casei Naționale de Pensii. El este publicat în monitorul oficial. În zilele următoare îl vom afișa și noi pe site-ul Casei de Pensii Hunedoara, adaptat la datele noastre de contact. Și pe această cale doresc să informez toți beneficiarii noștri cu privire la obligația de a se încadra în termenul legal, primul după data intrării în vigoare a legii 360, mă refer desigur la data de 30 septembrie 2024. Deci, aceste certificate de viață, cum sunt numite, sau adeverințe de viață, pot fi transmise online. Nu este nevoie de prezența fizică a pensionarilor. Sigur, tocmai acesta este scopul certificatelor de viață. Ele trebuie semnate în fața unor autorități legale de pe teritoriul statului unde au domiciliu sau rezidența permanentă. Refer, de exemplu, la, bineînțeles, instituții de pensii, dar nu numai. Pot fi autorități administrative locale, notari publici, birouri ale patronatelor cu care Casa Națională de Pensii are încheiate protocoale, tot fel de astfel de instituții. Așadar, odată certificată existența fizică a persoanei, deci faptul că încă trăiește, aceste certificate de viață se pot trimite prin orice mijloace de comunicare Casei Teritoriale de Pensii. Fie că discutăm despre poșta clasică, fie că discutăm despre mijloacele de comunicare online, fie că discutăm despre curierat. În orice astfel de mod, ele trebuie să ajungă la Casa Teritoriale de Pensii. Chiar dacă depășesc termenul limită de transmitere a certificatului de viață, pensia blocată va fi plătită retroactiv după depunerea documentului, menționează directorul executiv al Casei Județene de Pensii, Alina Bârlea.